Caravana meseriilor a trecut în acest an prin mai multe județe înainte de a poposi la Slatina. Prin intermediul ei, Camera de Comerț și Industrie Română-Germană și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își propun să promoveze în rândul elevilor de clasa a 8-a diverse meserii din domeniul mașinilor automate. Astăzi este o activitate foarte importantă pentru absolvenții de clasa 8-a, în sensul că prin această activitate ei găsesc soluții pentru orientarea lor școlară și profesională, pentru mers mai departe în clasa 9. Activitățile de genul acesta sunt activități menite ca să-i orienteze și ne pare rău că nu am chemat și părinți, pentru că un cuvânt de spus în orientarea lor școlară și profesională o au totuși părinții. Caravana meseriilor are ca scop informarea elevilor și părinților despre posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional și avantajele parcurgerii acestui traseu profesional. Specificul caravanei constă în faptul că va beneficia de stații de lucru mobile, astfel încât elevii vor putea testa ce înseamnă să îmbrățișeze meserii precum operator mașini cu comandă numerică, sudor sau electronist. Noi am invitat mai multe școli, bine, am invitat școlile în general, dar au fost o parte din școlile respective și mai așteptăm o parte din școli, de la școala gimnazială Coteana, școala gimnazială Vâlcele, Brebeni, Bălteni, George Poboran și școala gimnazială numărul 1 Slatina. Mai multe. Ce spun? Copiii de clasa 8-a, în general băieții, au fost foarte încântați, pentru că fiind robotizarea aceasta care își spune din ce în ce mai mult cuvântul, sunt orientați către meserii de genul acesta. Noi, pentru prima dată, în anul școlar 2018-2019, avem o clasă de învățământ profesional dual cu de 3 ani și sunt înclinați ca să înscrie la această clasă. Pe lângă acea clasă de învățământ profesional dual, mai avem încă două clase de învățământ profesional cu durata de 3 ani, dar învățământ profesional obișnuit, cu finanțare numai de la Ministerul Educației Naționale. Pe când cel dual, după cum se cunoaște, după cum se știe, primesc pe lângă cei 200 de lei de la minister, încă 200 de lei de la agentul economic cu care am încheiat acord de colaborare pentru această clasă. Pe viitor se dorește ca astfel de activități să fie organizate și în alte localități din județ unde există licee tehnologice, iar agenții economici sunt interesați de forma de învățământ profesional dual. Deocamdată în acest an, Caravana Meseriilor va poposi doar în Slatina. Inițiativa a fost luată de către Camera de Comerț și Industrie Română-Germană și o astfel de întâlnire, cum o vedeți pe aceasta de aici, a avut loc ieri la Colegiul Tehnic Metalurgic. Mulți dintre elevii care au venit la Caravana Meseriilor de la unitățile de învățământ gimnazial din județ au fost încântați de posibilitatea înscrierii la clasa de învățământ profesional dual organizată de Colegiul Tehnic Alexe Marin în parteneriat cu Prismian Slatina. Cel mai mult pare să-i fie atras aparatura utilizată de această firmă, unde vor face practică, și faptul că, la finalizarea studiilor, au asigurat un loc de muncă.